De ce liniște? Dar nici în partea aia nu era, nu sunt un cuplu până la urmă, se este liberă să păi facă ce vrea. Păi nici cu Aida nu era un cuplu. Păi nici cu Aida nu era un cuplu. Cum era? S-au pupat în gală. Lasă-mă, n-a făcut un fără să fiu. Nu, 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 bine, nu? Ce-ți place ție? Să mă dau eu la tine sau tu da, la mine? Tu la mine. De ce-ți place să mă dau la tine? Nu știu, e chestia aia. Dar ieri a fost cu Omar, astăzi cu Marinescu. Ce faci, mă, mă cerți? Nu, dar nu înțeleg de ce nu ai aceleași reacții. Cum e, de ce le-a avut atât de urât și de nașpa? Nu, e adevărat, nu. Știi tu? Nu, știi tu? Nu, dacă ai un pic, la, pur și simplu la tine, la Andreea și uite-te, la tine, uite-te pe cadru, ce bărbat bine ai, ce ai luat-o razma. Avea reacțiile alea și nu știa poate cum nu, arată el. Tu știi el ce urât a făcut cu mine și eu? La păi asta zic, a văzut că nu e bine, a înțeles poate că ce a făcut cu Andreea și cu tine nu... Nu-i face cinste și nu e bine. Nu, 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 nu. Și am vrut să mă redresez pe calea cea bună. Mă, din urmă, pe tine te redresează nici Dumnezeu, ești nebun. Vă iau pe amândoi. Ieșiți de acolo și vă iau pe amândoi. Deja nu aveți bun simț deloc. Dar, eu ți-o iau logic, dar tu, uite, ca să nu se ajungă la lucruri de genul ăsta, tu trebuie, nu, nu, nu trebuie să dau atenție. Tu trebuie să fii clară din start, înțelegi? Asta e ideea. Dar tu, dacă ai fost absent și eu nu știam intențiile tale... Cât costă asta? Eu m-am îndreptat spre cine... Cât costă asta? Că spar geamul cu ea. Nu. Și tu... Așa ceva, așa ceva nu se acceptă. Nu, 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 dar și eu aș fi reacționat la fel. Bă, când are dreptate, are. Nu, asta zic, nu mi se pare normal. Bine, voi aveți dreptate. Păi și vrei să-i fac suțin? Bă, dar Maria... Dacă asta își dorește, asta primește. Stai cât ai lipsit tu. Neau, ce-o să nu mai reacționezi așa. Păi uite cum te duci, că fii arta 40 de minute. Tămne, cu ce femei vorbesc. Numai tu ai noroc de așa ceva. A? Numai tu ai noroc de așa ceva. Dar acum te-ai făcut-o și cu mâna ta. Acum, cu ce? Că ai lăsat să pleci. Păi și trebuie să-i fac Andrei. Păi trebuie să-i băi, vei să stai cu mine sau să vorbești prin grădină? Păi mi-ați la ureche, stai că te spune ceva de, de Maria și ea stă și se cațără pe ea și ea nu știe nimic. Fix de ea vorbește. A? Fix de ea vorbește. Da, e subiectul zilei. Te-a dat duba cu leguma. Vă distrați, mă? Băi! Se eu! Ești surdă. Dar lasă-i mă în pace, mă, dacă discut acolo, pentru ce-i deranjez dacă vă nu mai ai ce treabă. Hai că ai venit în casă, ziceai că vorbești de Maria și ăsta se cațără pe tine. Vorbi, mă! Ia și vorbiți-mi de fierți. Lasă-mă așa, bă, comăniști. Hai, mă, comăniști, tu ce treabă? Și tu de ce stârnești la lucrurile astea, comăniști? Mă, dar să vină și el să asistezi, să vadă că nu-i mare discuție. Vorbim acolo, mă, comăniști. Băi, săracul, bă, dar ce i-a dat în față. Comăniști! Trage și tu astea. Bine. Uite, tu acum faci zoftice. Dar ce? Și ce dacă? Faci zoftice? Dar poate oamenii aia au altceva. Dar n-ai tu treabă, draga mea. Uite că vreau eu să deschid, că așa sunt eu. Că vrei tu, că ești tu cine? Liderul. Nu ești. Ești lider la Tecuș, la tine acolo, probabil. La țară. A, numai ai aia în piept și gata? Pa. Ce mă? Dar pe aia m-au? Pa. Ce-ai zis? Stai, ce-ai zis? Că nu mai... mai ai în piept, gata, au dragul meu, pe mine nu m-a făcut insignia niciodată, ca ai să ai dreptate, da, ca să înțelegi. Vezi că nu are în piept, că a lipsit, că dacă nu avea... Stai liniștit, o ia neapărat. O ia săptămâna să stănești. Bă, nu mai băgați voi mâna în foc, că... Păi nu, lasă, nici eu nu bag pe mâna în foc, da. Că... Haide. Ce faci? Hai, aplaudați voi toți, da? Deschideți. Cine zice aia? Vă faceți amândoi. Gata. Oh, ce cânt viața mea. Mamă, să vă cunun. Să vă cunun, că sunt preot. Vă mulțumesc mult tuturor. Păi, dar să vă cunun. Doamne ajută să fie într-un ceas bun, căsnicie frumoasă. Acum o rimă, te rog, de la tine pentru... Bă, dar vă cunun. Bă, e vrăjeală. Oferiți o dispoziție foarte bună. Tu cu ceia împreună. Vrăjeală ești tu. Nu vreți să vă cunun? Eu sunt preot oricum, mi s-a pus părerea. Nu să vă cunun frumos ca la nu pasă. Nu e posat. Nu vrei să mă cunun? Ba da, uite, când o să am nevoie la tine să. Nu, acum mi se rup. Păi nu, că trebuie să ne.
Să-i pun, să-i pun, să-i pun la dimineață. Să... Păi bine, Radule, te-am mai sărit toată. Ce, le, ce nu le faci, Radule? Băi, Seia, vrei vorba să te duci? Băi, vorba, nu-i ce le faci? Păi nu vezi, mă, că le faci. Băi! Da, mă duc să aduc, mă duc să aduc prelata aia din camera roșie. A, bună, Radu! Bună, Maria. Ce ziceai tu acolo? Ce? De ce ești supărat? A, nu supărat, nici nu, nici nu e un moment penibil. De și ce? N-are, n-are nici măcar, de n-are nici măcar, băi, taci, mă, să vorbesc. Adevărat, n-are impune-te. Nici măcar bunul simț să vină la mine, știi? Ea stă cu spatele, cum ar veni, și face, face materiale, că îmi zicea mie să nu mai... Auzi, Maria? Da. Îmi zicea mie pe WhatsApp să nu mai fac materiale, să nu mă mai bag, să nu știu ce, și ea se bagă fix, da, fix. Păi, Radu, Radu, nu jigni. Radu, te rog eu să nu jignești. Dar păi nu a făcut nimic. Nu a făcut nimic, au stat de vorbă. Băi, are și ea 20 de minute... în cameră, Maria, în casa băieților. Cum și asta cu ăsta să facă material în loc să stea cu unde să ne cunoaștem, știi? Auzi? Și spune mie să nu mă mai prostesc. Dar se prostește singură. Tine, se prostește singură. Mă bucur că se ia nu-i la fel de pe cât am fost eu să facă deci exact regulile pe care tu ne vrut. Eu am făcut cum ai... Ascult, stai un pic, te rog, cât poate ascult eu. Eu am făcut cum ai vrut tu, adică n-am mai stat de vorbă cu băieții decât bună, Seia, bună. Seia, vină-mă și împacă-l. Am știut să stau numai lângă tine când a venit în casă, ți-am făcut numai pe plac. Nu ți-a convenit. Uite că acum Seia îți face fix contrele tale. Poate vrea, poate nu vrea. Dar mă bucur că nu-i la fel de pe cât am fost și-o. Bravo, da, frate! Bă, ce ea se face de râs acum, mă. Da, se face de râs. Se face de râs, din moment ce nu s-a declarat, din moment ce nu s-a declarat cu tine, fiind într-o relație, este liberă să stea și cu Marinescu de vorbă. Nu vezi că nici nu are cuvinte să spună că e pătată în fața mea. Dar cu ce-i pătată? Că stai cu Marinescu de vorbă? Bă, dar avem o relație, Radu, de față așa. A început și asta cu relațiile, mâncă-vă! Relațiile păi voastre. Păi așa este, Radu, nu are relație. Dacă avea relație, mai zice. Bă, asta-i scuza voastră să ieși din c***a, intra singure. Intra singure. Nu mă, hai, băiatule, fata, să vorbim cu tine 3 zile, ești bun, ce relație vrei să aibă? Noi măcar am vorbit o săptămână, tu cu ea ai vorbit 3 zile, ce te aștepți? Treci, mă, frate, peste cunoașterea asta, că ți-e spart de ghinion cunoașterea asta. Cum ești în cunoaștere, te suflă câte unul. Astea sunt vrăjeile, băi. Asta cu cunoașterea, sunt vrăjeile, să mai fac și ele un material, să atârne de un material și zică, păi ce, eram împreună, eram în cunoaștere, ca să scoată, se ducă next. Da, păpune, auzi, dar eu am avut o relație cu tine. Băi, eu am avut o relație bă, cu spune cui îți permite. Zi. Să nu te iau și-o în fă și în d-astea. Hai, vezi că vorbește. Hai. Ia, nu mă jigni. Păi așa se vorbește la mine, acolo așa se vorbește cu fă. Bine. Da. Ce-a ția? Seia, bravo! Trebuie să-i cunoști pe toți ca să înțelegi care e cel mai bun pe tine. Din floare în floare. Păi n-ar trebui din floare în floare. Păi, aici a vorbit bine, Maria, bravo! Din floare în floare! Next! Păi cum să-și dea seama de legături dacă ea vine aici și se duce în grădină? Vorbim, dar ce e grădină? Păi hai să facem emisiunea pe WhatsApp! Facem emisiunea pe WhatsApp! Ce e în grădină? E grădină! În grădină, cred că e club de la de noapte. Ai avut relație cu Romeo! Ai avut relație cu Romeo, geloasă! Erai geloasă, acum ce ești indiferentă? Păi vrei materiale tu, acum nu vrei relație, vrei materiale ca să nu piși prost. Ți-e frică că te mai iau unul la mișto? Ți-e frică că te mai iau unul la mișto? Păi ai făcut lui fata aia! Ce i-am făcut lui fata aia? Urât, i-ai mai făcut o dată? Te-am o întrebare pentru tine! Ce a făcut cu Seia? Da, Maria. Am o întrebare pentru tine. Da. Dar de ce îi zicea ieri lui Radu să nu se mai bage în seamă cu Aida? Pentru că a zis mie Radu te mesaje, mie zicea mesaje, mamă, păi am blocat-o pe aia, nu știu ce, că m-am certat cu ea, nu știu cum, făceam toate felurile. Bă, jură-te, jură-te, bă, că am făcut toate felurile, băi, jură-te că am făcut toate felurile, hai, jură-te, în fața lumii, hai, jură-te. I-ai spus lui Radu să nu mă mai bagi în seamă pe mine? Da. Nu, i-am zis să... Ce, mă? I-am zis păi să dacă nu și Maria a zis, care-i colega ta. Eu te-am zis, iară mesajele pauze. La vezi că uia la Obrejea mai au o cameră liberă. Stai cu mine că e pentru tine. Pentru tine, Seia. Îți asumam orice, v-ați asumat, nu mă prefac. La Obrejea. Păi nu nimic mai mult. Nu vreau, nu vreau. Nu zis, păi ai zis să nu mai bag în seamă. Bă, vorbești prea un pic. Păi Seia, mă auzi? De ce se baga în rada? Că așa vreau eu. Că așa vreau eu. A, și cine ești tu? Că n-am auzit de tine. Te-am auzit? Te-am văzut la radio pe tine. Radio, te-am mai văzut la radio. Bă, dar are și o întrebare, ce ai?
Da, picioare. Tu când ai intrat în casă nu erai așa. Tu când ai intrat în casă erai foarte serioasă și chiar vrei o relație și tu demonstrai chestia asta când te cunoșteai cu Romeo. Acum că tu... Acum vreau materiale. Acum când el... Seia, când tu te cunoști acum cu Radu, tu ne dai de înțeles că nu mai vrei nimic serios cu niciunul dintre ei și că te joci cu... Nu, 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 s-a schimbat. Radu, dar eu am pentru ea cine nu se joacă, mă, s-a dus să vorbească despre Maria în camera, bă, în grădina. Cu Romeo nu făcea nici spus, nu făcea nimic. Pentru că Romeo a fost singurul de care mi-a plăcut în toate lucrurile. Păi atunci ce nu spui că nu-ți place de el? Păi înseamnă că ești fake, ești fake, că mint. Da, a fost singurul ce trebuie să facem. Radu, ești dat pe care eu m-am deschis! Ce am făcut, mă? Din schimbare, că nu merita să... E ca femei sunteți. Bine faceți ea, că acum e în grădină cu unul, mâine cu altul, poimine cu altul, bine faceți ea. Toți sunteți în călduri ca niște câini de după stradă. Vreți să vă mint în călduri? Bine, Cari! Eu sunt singurul care n-a spus niciodată ce aș face lui aia, sau aia frumoasă, sau nu știu ce. De când îți permis tu să-mi faci praf hainele și să-mi dai cu ăla în păr? Așa vreau eu! Tu cum ți-ai permis să vii aici să vorbești tu de toate? Cine ești tu, băi ăsta? Bă, dar m-a spus și pe mine că tu mie când îți spui să încetez, tu mie când îți spui să încetez, eu încetez. Că te ascult! Păi ia-o, na, ia-o și mă... Ia-o și mă, nu te-o vezi cum faci! Tu mie să încetezi și te ascult de fiecare dată! Nu înțeleg rostul ei, sincer. Adică? La ce s-a băgat ea. Nu înțeleg existența ta în această casă. Dar nu înțeleg existența ta, că ai relații, du-te acasă, viața mea! Absolut nimic pentru om, bărbatul ăsta. Poate să vină aici în fața mea să danseze rumba cu cine vrea el. S-a văzut că Mariana nu mai are persoane pe care să le țină cățeluși după ea și a zis ca să fie ea cățeluș. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.